să spun, mai face ca omul să fie slab. Este când omul este bolnav. Un om bolnav este slab. N-a văzut un om că poate să fie cât de mare, cât de tare să fie, când este bolnav, de bea merge pe drum, sau aveți oameni de 120 de kg care stau pe pat, au cancer. Boala ia putere, îl lăguiește pe om. Boala îl slăbește. Un om bolnav este slab. Și aș vrea ca să spun din toată inima, Doamne, vindecă bolnavi din adunare. Amin. Vindecă bolnavi care sunt trupește bolnavi. Amin. Ce-ar putea un om bolnav? Uitați-vă, oameni care au handicap, un om care e orb, care e mut, care eu știu ce handicap ar mai avea, ce-ar putea să slujească lui Dumnezeu? Domnul să se atingă de noi și să ne vindece. Amin. Domnul să vindece pe cei ce sunt bolnavi în trup. Amin. Domnul să vindece pe cei ce sunt bolnavi în suflet. Amin. Sunt oameni bolnavi spiritual și aici ar vrea să fac o precizare. Spune undeva în cuvântul Dumnezeu, nu mai răsuiesc acum Biblia, mă folosesc puțin de trimitere astăzi. Spune cuvântul Dumnezeu că unul, când era școala prorocilor, pe timpul lui Elisei, unul dintre fiii prorocilor, cei care învăța la această școală, s-a dus pe câmp și el și au găsit niște castraveți, spune acolo, s-au uitat, bă, mai bună asta, i-a dus acasă și au aruncat în oala de mâncare. Acolo unde se făcea mâncare și mâncau toți, a aruncat castraveții lui. Când oamenii au mâncat, o zis că e moartea moală. Nu așa? Omul lui Dumnezeu este moartea moală. Oamenii se îmbolnăvesc. De ce se îmbolnăvesc oamenii? Ce mănânci? Te îmbolnăvești din cauza că ce mănânci? De unde te alimentezi? Ce se întâmplă? Cauza bolii tale. Dar vreau să spun, de-ai devenit un om bolnav, de nu mai poți să te rogi. Sunt oameni care sunt bolnavi și spui, când ești o cântare? Nu pot. De ce? Bolnav? Nu poate. Îți spune tu o rugăciune? Nu pot. Noi tu nu-mi dăm pentru biserică, pentru frață, nu am, nu pot. Oameni neputincioși, au neputință în ei. Domnul să soprească în dreptul neputinței tale, să spună, ridică-te. Și astăzi îți spune, în numele lui Iisus, ridică-te. Amin. În numele lui Iisus să plece neputința din adunare. Amin. Ca oamenii să poată, într-un verset spune, pototul în Hristos, care mă întărește. Oamenii sunt mereu plângăcioși. Așteaptă să fie duși pe brațe. Ei pe brațe duși la biserică. Ei pe brațe duși acasă. Ei pe brațe purtați pe brațe. Pentru că au neputință în trupul lor. Oamenii se simt bolnavi. Și bolnavul are mereu nevoie de cineva să-l mângâie. Mereu cineva să-i dea tratament. Mereu să-i dea pastile. Mereu cu pastile oameni care să fie vizitați și spun oamenii. N-am fost vizitat acasă. N-a venit nimeni la mine. Nu m-a cercetat nimeni. Să simt bolnavi. Dumnezeu să ne vindece de boala aceasta de neputință. Cel care ne întărește este Hristos, Domnul. Noi trebuie să privim la El și privirea noastră să fie îndreptată într-un totul spre Domnul. De la cine aștepți să te ridice? De la cine aștepți ca să-și întindă mâna la tine? La cine aștepți astăzi să privească spre tine? Credeți că e Domnul în adunare? Amin. Te simți slab? Vrei să fii plin de putere? Amin. Vrei să pleci acasă și fața ta să cadă Duhului la pământ? Amin. Să nu mai aibă putere nici ispita, nici încercarea. Și farul și furtuna când s-a ridicat de mare. Și să spui în numele lui Iisus, taci fără gură. Amin. Pentru că Hristos te întărește și îți dă miruința. Poate Domnul astăzi să privească spre viața ta. Poate Domnul astăzi să te ridice indiferent cine ești. Aleluia. Eu nu vă cunosc și nici nu contează asta. Arătăm poate bine, frumos, la exterior, ne vărcăm bine. Dar astăzi Dumnezeu privește prin ochii Domnului Iisus în inima noastră. Amin. Și vede statura care avem înaintea Domnului. Amin. Vede cum suntem și ceea ce ești de fapt. Nu așa câteodată? Vii poate cum a făcut și omul acesta și mă adresez aici către biserică. Poate ai căzut într-una dintre capcanele acestea ale diavolului și ai slăbit. Astăzi Dumnezeu te ridică. Vin oamenii câteodată și problemele lor le spun în adunare. Am luat să prece Evanghelia lui Hristos, spun ce-a făcut ăla, ce-a făcut aia, șapte lucruri. Scumpă biserică, iertați-ne când facem așa, spune-mi de slăbiciune. Dacă era Hristos în noi, când deschidem gura, îl vestim de Domnul. Vin oamenii și spun, dacă vă uitați la mine, n-am ce să vă dau, uitați-vă la Domnul. Spune așa pentru că este gol. Noi de-aia venim în față, de-aia sunt aici în această zi. Pentru că cred că Domnul are un mesaj pentru voi de ridicare. Pentru că dacă sunteți slabi, Dumnezeu ne poate ridica.
Dumnezeu te poate vindeca, nu știu ce te-a otrăvit. Nu știu de unde ai mâncat, nu știu ce ai mâncat, nu știu cu ce te alimentezi, nu știu care ți-i sursa ta de mâncare acasă, poate ochii tăi, nu știu unde ți se îndreptați, gândul tău unde este, dar sângele lui Hristos curăță cugetele. Sângele lui Hristos te spală și te curățește. Iisus este aici. A venit omul acela cu castraveții și a aruncat și când au mâncat, a zis, sunt foarte moale. Și nu mai poate oamenii să suporte învățătura. Și nu mai poate oamenii să asculte mesajul. Pentru că a venit cineva și undeva un soastră curat și a aruncat un castravete. Și tu n-ai luat nimic decât o travă. Oamenii sunt zblavi și atunci când nu mănâncă. Vreau să arăt un pasaj din Scriptură despre niște oameni foarte zblavi. Vreau doar să citesc de la Ieremia, capitolul 38, de la versetul 6. Atunci, i-au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care se află în curtea temniței și au coborât în ea pe Ieremia cu funii, în groapă, nu era apă, dar era noroi și Ieremia s-a fundat în noroi. Ebed-Melech, etiopianul, famitul trecător la curtea împăratului, auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă, împăratul stătea la poarta lui Beniamin. Ebed-Melech a ieșit din casa împăratului și a vorbit cu împăratul astfel, împărate, e Domnul meu. Oamenii ce și-au făcut rău de s-au purtat așa cu propriul Ieremia, aruncându-l în groapă, are să moară de foame acolo unde este, căci în cetate nu este pâine. Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed-Melech, etiopianul, ia de aici 30 de oameni cu tine și scoate din groapă pe propriul Ieremia până nu moare. Se spune că Ebed-Melech așa a făcut, a luat 30 de oameni și l-a scos pe Ieremia din groapă. Vreau să întreb astăzi, oare dintr-o groapă să scoți un om trebuie 30 de oameni? Dintr-o groapă s-a scos un om, trebuie 30 de oameni. Dar uitați-vă ce fel de oameni erau în cetate. Spune cuvântul aici că așa se adresează în versetul 9. Are să moară de foame acolo unde este, căci în cetate nu este pâine. Atunci când în cetate nu este pâine, oamenii mor de foame. Atunci când ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, oamenii mor de foame. Cu ce te hrănești? De când ai mai deschis Biblia? De când mai citești Scriptură? Cuvântul lui Dumnezeu este o pâine. Atunci când diavolul vine să-L ispitească pe Iisus, spune omul nu trece numai cu pâine, ci cu orice cuvânt iese din gura lui Dumnezeu. Acesta este o hrană pentru sufletul tău. Oamenii sunt flămânzi. Oamenii sunt slabi când nu mănâncă. Și de ce venim și stăm în casa lui Dumnezeu ca să ne alimentăm, ca să primim putere? Și asta o face Domnul. Ești gata să strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta? Ești gata să strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta? Domnul să se îndure de noi. Oamenii sunt slabi când nu mănâncă. Vreau să te întreb astăzi, ieri, când am ajuns acasă, toți ziceau, mergem la biserică că este cina. Am o durere în inimă, că altă dată am dat și de 3 ori cina duminica în biserici ca să cuprind la frați și să pot să ajung ca să ne bucurăm împreună. Astăzi mă gândesc că la noi trebuie să vină altcineva și să ia cina împreună și spun lucrul acesta cu durere. Dar tu care ești aici, ai posibilitatea să stai înaintea Domnului și la masă cu Domnul. De când ai luat cina? Cum vezi lucrul acesta? Că nu mănânci? Te întreb de ce ești slab? Te întreb de ce n-ai putere? Te întreb de ce valuri le-au bătut în barca vieții tale și ai dat înapoi? Unii chiar s-au lăsat de pe cale, au uitat pe Domnul, au luat-o pe alte cărări, pe alte cărări. De ce cauză? Pentru că au devenit oameni slabi și la orice vânt, la orice furtună, la orice ispită și încercare, oamenii au căzut jos. Ești gata să strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Domnul astăzi vrea să se ocupe de tine. Domnul vrea astăzi să te hrănească. Domnul vrea astăzi să te ridice. Este Domnul chiar în fața noastră. Nu trebuie să spui decât, Doamne, mă recunosc, că recunosc starea și viața.
Nu știu ce am făcut, nu știu care este calea mea, nu știu unde mă aflu astăzi, dar am nevoie de vindecare, am nevoie de o hrană. Și aș vrea așa cum Ilie când a fugit, când mergea pe un drum, atunci când Ilie se vedea singur și a dormit sub un nenupăr, sub un post, sub o tufă, a venit îngerul Domnului și îl trezește, îl lovește coastă și îi spune: Ilie, scoală-te și mănâncă. Ilie se scoală, mănâncă și adorme din nou. Din nou îngerul Domnului îl trezește a doua oară și spune: Ilie, scoală-te și mai mănâncă o dată. Scoală-te și mai mănâncă o dată. Și îngerul îi spune: pentru că drumul care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. Pentru drumul care merge, pe furtunile care vin, pe problemele care vin, a venit unul de o hrană spirituală pentru suflet. Și așa Domnul poate să ne dea astăzi. De multe ori drumul pe care mergem este prea lung pentru noi. Și avem nevoie ca Dumnezeu să ne dea o hrană bogată. Avem nevoie ca Dumnezeu să se ocupe de noi. Și în această zi Iisus ne ridică. Vrei să te ridice Domnul? Amin. Am zis la început că ne simțim slabi. Ne fim groapă că ele mie, aruncat de alții, nu știu cum. Ai vrea să te ridice Domnul, ridică omul în sus. Aleluia! Avem nevoie de putere. Și Doamne, sunt aici și am nevoie de putere. Nu știu ce fac oamenii peste mine când voi ieși afară. Nu știu care e următoarea boală care mă va ataca. Nu știu care e ce următoarea încercare. Nu știu ce va întâmpla cu mine. Nu știu un lucru, sunt aici și am nevoie de mâna ta perforată. Care să mă prinde de mâna mea, să mă ridice. Iisus te întărește. Iisus îți dă putere. Că Dumnezeu este de partea ta, cine poate să-ți dea împotrivă? Aleluia! Simt că Domnul este aici? Aleluia! Simt că Domnul se atinge? Pentru că văd în vedenie slava lui Dumnezeu ca un nor peste adunare. Îndrăznesc să vă spun lucrul acesta. Că dincolo de cuvintele mele, Duhul Sfânt să schimbi inimi. Amin. Să decizim noi. Pentru că atunci când ne pleca acasă, oamenii își pun problema de ce sunt slab. Nu-i devine păstorul că tu ești slab, nu-i devine conducerea, nu-i devine țara asta că tu ești slab. E slab că nu te alimentezi, e slab că n-ai mâncat, e slab că ești copil, ai nevoie de întărire și Domnul îți dă putere și este aici sus. Dar fi Domnul în fața ta. Cum te-ai vedea? Cum te-ai recunoaște? Ce-i zice despre tine? Slăviți să fie numele Domnului! Vreau să închei. Slujba mea este predicatul, predic bun. Predic și puțin, cât e nevoie. Important este ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Dacă Domnul schimbă, trebuie să ne umple Domnul pe toți de putere. Amin. Și pe slabi, și pe cei care mai mici, și pe cei care sunt mai bolnavi, și pe cei mai obosiți, mulți oameni au obosit, pe cale s-au cezat jos, pe toți, Domnul, să ne vindece, să ne întărească, să ne umple de putere. Și nu uitați, stând la masă cu Domnul, mâncând și bând, vei primi putere și viață în tine, căci Hristos este viața. Amin.